L-am găsit la un nou episod din Minecraft. Uitați-vă din nou la închisoare cu poliția asta. Mereu mă enervează și de data asta, băieți, o să scap 100%. Nu o să mai mă prindă nici măcar o dată. Ce ai zis, mă? Nimica, mă, nimica. Ah, bine. Doamne, ce polițiști. Ok, hai să vedem cum scăpăm. Nu scap niciodată. A, bine. Fie, dacă zici tu că nu scap. Am doar. Credeți că pot să scap? Ce ai zis, mă? Nimic. Când aduceți mâncare? Când vreau eu, bă. Păi zi când. Dacă nu taci din gură, ți-aduc la 1. Ce? Nu vreau la 1. Atunci... Nu ți-aduc deloc. Bine. Și dacă tac? La 9. Yeah! Dar de fapt azi, acum e 8. Ha, iar o oră trebuie să aștept. Domnule, când vă duceți la karate? Oh, la karate? Nu trebuie să știi tu. Ma, nu trebuie să știi tu. Dacă mai repeți o dată, îți dau una. Dacă mai repiți odată, îți dau una. Eu chiar îți dau. Ce? A, dă-mi casca. Bine. Arăți ridicol cu casca. Să crezi tu asta. La ora de karate, colegul, sunt deja. Păi, de ce nu te pui pe poziții? Data asta vreau să încerc cu lovitura. Yes. Asta e șansa noastră să scăpăm, băieți. Ok, băieți, am revenit. Stați puțin iară. Ok, să vedem cum scăpăm noi. Pss, pss, pss. Hei, vino un pic. Cine e? Oare? Hei, sunt aici. Cine ești tu? Nu contează, am văzut la televizor că ai jufuit un magazin și vin să te salvez. Nu e cumva o capcană? Nu e. Vino repede. Colegul, mai ai 5 minute și apoi trebuie să te duci să stai cu ăla. Vine, colegul. Hei, nu sparge. De ce? Stau eu un pic, caps. Un târnaco, pardon. Bine, hai. Gata, uite. Oh, mersi. Sparge repede. Tu n-ai? Ba da, l-am și eu. Oh, uite, ți l-am luat eu. Bine, pune-mi-l în mână. Ok. Te dai un pic la stop, da. Gata, domnule. Am acoperit. E bine. Dar poți să-mi zici cine ești? Taci, cura! Ce? Ce? Nu vii aici? Trebuie să ne ascunde. Vin acum. Gata, am venit. Oh, prea bine. Bine, vină după mine. Ok. Dar zic care e planul. Vezi casa aia de acolo? Da. Cui e? A mea. Bine, hai să fugim. Nu putem, de ce? N-ai văzut paznicul la ușă? A, da. E un paznic la ușă. Fii atent. Da. O să fugim pe acolo. Vezi calul la gri? Da. O să mergem pe acolo și apoi ne întâlnim pe la calul la gri cu pete. Și apoi ajungem în spatele casei. Bine? Bine. Hai că vin și eu după tine, bine? Ok, am ajuns. Bine. Ți-am zis că e o idee bună și acum nu mai știu eu unde suntem. Da. Dar o să știe după ce o să se ducă după ce o să vină gardialul să stea cu tine. Dar de unde știi că sunt aici? Mă, ți-am zis odată. Te-am văzut la televizor. A. Vin casă la mine? Că cred că se face noapte. Hai să mergem. Ai ceva de mâncat? Da. Dar ce frumoasă e casa. Nu e frumoasă, e doar niște tablouri și niște cesturi și niște furnale. Ai ceva de mâncat că mi-e foame? Da, cred că am. Ia să vedem. Îmi pare rău. Cum te cheamă? Pe tine? Pe mine? Îmi pare rău, domnule, dar nu am. Ok. Uite, pe tine cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Alex, pe tine? Vladu. Oh, salut, Vladu, salut. Din păcate, domnule, nu am.
ce ai făcut cu pâinea ți-a mai aduce aminte? Cred că mi-aduc... A, am venit cu un polițist acasă și atunci, când am venit cu polițistul, mi-a luat mâncarea și am mers la doamna aia care are pâine. Păi vrei să mai jefuim o dată? Eu nu mai băbac, domnule, jafosta. Faceți ce... Adică stai, Vlădu. Faci ce vrei, Vlădule, dar eu nu o să mai jefuiesc. Bine, să faci târziu, nu te culci. Ba da, dar mai bine stai tu în pat. Oh, mersi, domnule. Sau cum te numești? A, Alex. Bine, mulțumesc. Noapte bună, noapte bună. Bună ziua. Hei, Alex. Vlad. A, ce? Ăștia nu mai ne caută, bă? Nu știu. Abar n-am ce s-a întâmplat. Vii până la magazin? Da. Dar poți să-mi dai, te rog frumos, hainele tale? Desigur. De ce? Pentru că acum o să mă recunoaște doamna aia de la magazin. Bine, hai că ți le dau acum. Hai, mulțumesc, dar eu stau așa. Fii atent, stai în casă, mă duc eu la magazin. Uite și tu la copul. Dar să nu te vadă nimeni așa, bine? Bine, dezbrăcat. Și fii atent, ai grijă să nu vină polițiștii, bine? Pam, 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 pam. Cioc, cioc, ha? Fuck, polițistul. Fucking God. Cioc, cioc! Fuck, trebuie să mă întorc repede, să merg la magazin. Cioc, cioc, da? Intră. Bună ziua! Bună ziua, domnule! Ce faceți? Bine. Aș vrea și eu o undiță. Desigur, de fapt nu. Dați-mi și mie un topor. Desigur. Vă costă în total 20 de lei. Doamnă, dar putem? Vă rog frumos. Vă aducem mâine banii. Bine. Bine, dar să mă amintiți, bine? Da, doamnă, desigur. Ia de pe naiba mâine pari. Nici măcar n-am un ban. Nu o să jefui. Caută brocola acolo. Măcar am un topor. Am ajuns prea târziu. Hei, cine ești tu? Eu sunt Vlad. Bună de cunoștință. Ai văzut cumva un om îmbrăcat în negru și cu ceva la gură? Nu, domnule. Ha? Ce? Hei, ce faci? Bine. Mersi că m-ai salvat. Uite, hainele. Mersi pentru el. Plăcere. Ce ai luat de la magazin? O să-ți explic după aia. Îmbracă-te. Ce ai luat de la magazin? Am luat un topor și am păcălit-o pe aia că o să-i aduc banii mâine. Bine. Dar de ce ai păcălit-o? Păi altfel cum vrei să iau banii? Ok. Polițistul i-am dat doar un topor, dar nu i-am dat una, i-am dat doar cu spatele. Ah, bine. Mă duc. Unde? Mă duc la poliție și o să mă îmbrac în hainele astea. Ce? Da. Ca să las corpul și apoi vin repede. Ok. Ai grijă, bine. Tu așteaptă-mă aici, bine? Bine. Colegul? Da. Ai găsit pe cineva acasă? Nu am găsit pe nimeni acasă. Da, bine. Colegul, ai găsit pe ceva acasă? Nu. Ah. Ok. Colegul, te rog să închizi și mie ușa. Bine, domnule. Bine, colegul. Ok. Și acum hainele astea.
să l îmbrăcăm, ca să zică că nu e mort și doar leșinat. Sabia? Ok. Și acum noi o să scăpăm din nou pe aici. Rezolvat? Da. Bine. Bravo. Ce-ai făcut? Păi m-a întrebat dacă a găsit pe cineva și am zis că nu. Ok. Și apoi a pus corpul acolo. Dar e mort corpul? Mai ți-am zis că nu, nu e mort. Dar i-am dat cu spatele toporului un pic așa și gata. Și l-am pus acolo. Ah, ok. Dar noi o să avem nevoie de bani. Pentru ce? Nu mai știi cât ai la ăsta toporul? A, ba da. De ce mi-ai dat mie? A, cred dacă îți folosește la ceva. Ai tu o idee? Nu știu. N-am nicio idee, dar eu știu exact pe cine să scot de la închisoare și știam că pe tine o să am încredere în tine. A, ok. Dar de ce ai hainele prăfuite? Pentru... Păi tu ce crezi? Am minat pe acolo. A. Se face și noapte. Da, iară se face. Dar tu pe unde ai ieșit? Că normal că n-ai ieșit pe acolo. A, da, ai ieșit pe acolo, pe la gardian. Ba nu. De ce? Cum? Cum n-ai ieșit? I-am lăsat hainele tot ca să zică că... A venit și gata, și apoi a venit și pe acolo, pe unde m-ai scăpat tu. Ah, ok. Ah, frate, eu o să mă culc. Bine, de acum o să fiu fras, bine? Bine. A vedea dacă apele la fel, uite. Uite, da. Nu știu, frate, ce să fac. Mai bine m-aș duce iară la închisoare decât să fur. Abar, dar ce să fac? Eu a zice să furăm aia. Da, da. Frate, tu nu înțelegi că n-avem cum să furăm. Că dacă furăm, iar o să ne prindă. Că o să vadă că avem casa mai aproape, o să ne controleze și apoi o să ne ia lucrurile și ne bagă la pușcărie. A, asta e într-un fel, dar... Hai că e noapte. M-aș culca. Și eu. Stai tu, bat. Bine. Sănătate. Așa. S-ai tumpat? Da. Adică cum vrei tu. A, mai bine tu. Cred că ești obosit, dar sunt foarte obosit. Bine. Hai că mă culc eu aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un subscribe și să vă abonați. Și să scrieți în comentarii dacă v-a plăcut videoclipul. Scrieți, mi-a plăcut. Și nu știu, orice scrieți doar. Scrieți. Așa. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!